Bună tuturor! Am revenit azi cu un clip foarte simpatic și este un tag care se numește 15 lucruri mici care mă fac fericită. E un tag creat de Otilia. Mi-a plăcut tagul din prima de când am văzut la ea și după aia mi-a dat mesaj și că mă tăguiește și pe mine și că ar vrea să-l fac și eu și evident că oricum aveam de gând să-l fac, Otilia, pentru că îmi place foarte mult ideea. Este vorba despre 15 lucruri mici care mă fac fericită și asta pentru că suntem foarte concentrați în ultimii ani, nu știu, lumea parcă a nebunit de tot. Suntem foarte concentrați pe lucrurile mari, pe lucrurile importante, pe lucrurile greoaie, pentru care trebuie să muncești, că vezi, Doamne, alea te fac fericit. Și de multe ori ajungi să ai lucrurile alea, să muncești ani de zile pentru un lucru care zici că te face fericit, care ar putea să te facă fericit, să ajungi după ani de zile de muncă să-l ai și să-ți dai seama că de fapt lucrul ăla nu te face fericit. Și de-aia mi se pare foarte important să te concentrezi pe lucrurile mici, simple, aparent, dar care au un efect mult mai, cum să zic, profund așa asupra ta ca om și care îți înfrumusețează ziua, pentru că de fapt ziua poate fi înfrumusețată de un lucru minor, aparent minor, și la fel de bine poate fi stricată de un alt lucru minor, depinde cum alegi să vezi lucrurile. De-aia cred că este important să ne concentrăm asupra lucrurilor mici care ne fac fericiți și care ne bucură inima și care ne aduc un zâmbet pe buze. O să vă spun 15 lucruri mici, să nu vă așteptați că o să vă vorbesc aici despre make-up sau despre nu știu ce chestii care mi ies sau despre nu știu ce alte chestii, pentru că alea sunt chestii mai mari și o să încerc să mă rezum la chestii micuțe. Cum v-am zis, tagul a fost creat de Otilia. Am să vă las clipul ei și linkul de la canalul ei în bara cu descriere și mi-ar face plăcere să mergeți să o vizitați și pe ea, să-i lăsați un mesaj din partea mea, să spuneți scopul și că ați venit de pe canalul meu. Pentru că Otilia este o fată foarte drăguță, superbă, foarte talentată și îmi place de ea pentru că este diferită, dar diferită într-un sens bun, la modul că știți cum toate youtuberițele și am văzut și la noi trendul ăsta, toate vor să semene, toate vor să fie așa classy și toate vor să fie frumoase și toate vor să fie perfecte. Otilia este diferită, dar într-un sens bun și are chiar chestii originale care sunt foarte interesante și îmi place de ea foarte mult. Chiar săptămâna trecută sau zilele trecute a pus un clip în care și-a făcut sprâncenele mauve și arătau absolut superb și m-am gândit, am zis de ce naiba nu mi-a trecut mie ideea asta prin cap, pentru că arătau absolut genial. Așa că vă las linkul de la canalul ei și de la clipul ăsta în bara cu descriere și la sfârșit o să vă spun și câteva persoane pe care aș vrea eu să le văd făcând tagul ăsta. No, haideți să începem și începem cu un lucru mic, extrem de distrugător, dar pe mine mă face extrem de fericită. Pepsi, da. E o problemă, am o problemă gravă cu Pepsi, nici nu mai am ce să justific. E chiar o problemă. Al doilea lucru care mă face fericită, Nutella. Și dacă se poate mâncată cu furculița, e și mai bine. Un alt lucru care mă face foarte fericită este popcorn. Îmi place la nebunie popcornul, mănânc în prostie, îmi fac și acasă, dar când mă duc la film, pentru că hai să fim serioși, popcornul de la film tot timpul e mai bun, mănânc cât o pungă de aia mare, imensă, așa, aproape singură. O altă obsesie de-a mea care mă face fericită sunt geleurile. Ador geleurile, mi se par geniale, nu mă întrebați de ce, dar îmi plac. Aș mânca geleuri non-stop dacă se poate. Un alt lucru extrem de important care mă fac fericită, ăsta n-ar fi așa mic, sunt pisicile și căței mei, îi ador. Și mai ales pe maimuțul ăsta mustăcios și morocănos, care tot timpul când vreau să-l arăt la camera e morocănos. Deci ești morocănos tot timpul, că tu ești un copil foarte vesel de felul tău. Deci ființele astea mă fac extrem de fericită pentru că, nu știu dacă ați observat, dar animalele trăiesc în prezent. Animalele nu au trecut sau nu au viitor. Nu știu ce e aia să stai tot timpul concentrat pe ieri și nici nu stau să se gândească dacă au mâine ce mânca sau ce bea sau dacă au unde să doarmă. Sunt concentrați strict pe prezent și în momentul în care stai lângă un animal parcă te aduce în prezent așa și plus de asta ei nu sunt ranchiunoși, nu-ți vorbesc urât, nu-ți fac nimic rău, așa că îi ador. Și da, nu sunt neapărat chestii mici, dar mie îmi plac și pe mine mă fac fericită. Un alt lucru care mă face fericită, un alt lucru mic, aparent nesemnificativ, sunt diminețile cu soare. Când e soare dimineața, parcă totul e mai frumos, parcă toată lumea e mai veselă, parcă e mai mult aer, am mai mult spațiu, nu știu, totul e mai happy, așa. Când sunt dimineți din alea cu ploaie sau diminețile astea de iarnă în care nu e nici ploaie, dar nici cald, nici nimic, nu e... parcă ți-a și din energie, așa. Și eu sunt o plantă, după cum v-am mai zis în foarte multe clipuri, și am nevoie de soare. Da, și dacă văd dimineața soare, sunt mult mai happy din prima. Un alt lucru care mă face fericită este un zâmbet. Să văd lumea că zâmbește, dar nu zâmbetul ăla fals de casier de magazin plictisit, obosit după 12 ore de stat în fața casei, ci un zâmbet din ăla sincer, așa. Când vezi un om că trece pe stradă și zâmbește, poate că nu zâmbește neapărat ție, dar pur și simplu omul ăla zâmbește. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimii ani, oamenii nu mai știu să zâmbească. Dacă intrați în metrou, parcă intrați într-o grotă din aia în care vin să vă asalteze gândurile negre și supărările oamenilor. Toată lumea e morocănoasă, toată lumea e încruntată. Dacă nu mă credeți, intrați acum, mergeți după ce vă uitați la clipul ăsta, urcați în metrou, mergeți două stații să vedeți că toată lumea e încruntată, toată lumea e bosunflată, toată lumea e supărată, toată lumea bufnește. De parcă cele mai mari nenorociri se arabate numai asupra noastră în fiecare zi. Și e păcat, pentru că până la urmă avem o singură viață și depinde foarte mult de noi cât de fericit o facem sau cât de plăcut o facem. De foarte multe ori dramatizăm lucrurile mult mai mult decât ar trebui și eu sunt vinovată de chestia asta și fac foarte des chestia asta. Dramatizez mult mai mult și exagerez un lucru, mai ales negativ, evident, mai mult decât ar fi cazul și bineînțeles că asta îmi strică și dispoziția, îmi strică și starea de spirit, îmi strică absolut tot. Un alt lucru, iarăși aparent minor, dar care este extrem de important pentru mine, sunt culorile. Să văd culori, mă face fericită să văd cât mai multe culori, să văd cât mai multe culori vii, cât mai multe culori frumoase, cât mai multe culori plăcute, calde. Iarăși în perioada asta toată lumea nebunit cu culori închise. Mă rog, hai să zicem că nu e așa închisă asta, dar... Așa, dar toată lumea e îmbrăcată în negru, toată lumea e posomorâtă, atmosfera de afară e la fel de posomorâtă și să... un pic de culoare. Iarăși un alt lucru care mă face fericită este o cafea bună și când spun bună e să fie bună, nici prea tare din aia să-ți sară măselele, să o ia la fugă de cât e de tare, nici prea slabă, să fie o cafea bună și devine din ce în ce mai greu să găsești o cafea bună în ziua de astăzi, pentru că unele cafenele fac economie la câtă cafea pun în filtru sau, mă rog, în aparatul ăla în care fac ele, în expresor, în ce fac cafea. Altele pun cafea foarte proastă, acasă iară cafeaua zici că o ia razna, niciodată nu-mi iese dacă vreau să fac și a devenit foarte greu să găsești o cafea simplă, bună. Ce mă face fericită este muzica ritmată, cât mai ritmată, așa, mai dansabilă și mai zglobie și mai așa, de preferat latino, pentru că asta este și unul din motivele pentru care pe mine mă atrage foarte mult muzica latino, pentru că dintre toate ritmurile astea și dintre toate genurile de muzică, parcă este genul care îți... transmite cel mai mult optimism. Latinoamericanii, cu toate că sunt foarte săraci, 90% din latinoamericani, din țările latinoamericane sunt foarte sărace, sunt foarte optimiști, foarte veseli și transmit chestia asta prin ceea ce fac, prin muzică, prin artă, prin tot, se exprimă, ei sunt foarte veseli, sunt foarte optimiști, oricât de greu le-ar fi lor, ei sunt optimiști. Și cred că ar trebui să învățăm și noi chestia asta, pentru că toată lumea are probleme. Tot universul ăsta are probleme. Și pe un marțian, dacă îl întrebi, ți-ar spune că are probleme și că nu-i convine, că nu-i suficient de verde. Deși cred că marțienii sunt portocalii. Eu totuși merg pe premiza că marțienii sunt portocalii. Așa că absolut toată lumea are probleme. Însă ei au modul ăsta lor de a transmite doar pozitivitate și doar lucruri bune și doar de a fi veseli tot timpul și de a veseli lumea din jurul lor. Și ar trebui să învățăm și noi chestia asta. Iar mie îmi place enorm de mult muzica ritmată, dansabilă, așa, și în special asta latino, tocmai din cauza asta. Și mă face foarte fericită. Un alt lucru care a început, din păcate, să devină iarăși foarte rar, dar care mă face fericită, este aparent minor, este politețea oamenilor. Mă face fericită să văd oameni politicoși, iarăși nu cu mine, nu neapărat cu mine. Îmi place să văd când merg la magazin că sunt oameni politicoși, oameni simpli între ei sunt politicoși. Nu se înghiontesc, nu se îmbrâncesc, nu își iau lucrurile din mână, fiindcă ei au ajuns primii, nu vorbesc urât, nu se împing. Din păcate, foarte multe din generațiile de acum, care sunt active în prezent, cred că să fii politicos e o pierdere de timp sau o prostie, ceea ce e păcat. Și e păcat pentru că asta, practic, este o etichetă noastră. Multă lume dă vina pe educația de acasă și nu cred că e neapărat acolo problema. Da, de acolo poate să plece problema, însă nu cred că e neapărat de acolo. Însă educația ți-o și formezi, te și formezi, pentru că, practic, înveți cât trăiești ca om. Și ar fi bine să încercăm să fim puțin mai politicoși, că toată lumea are o zi proastă, poate omul din fața ta care e nervos are o zi mai proastă decât tine, n-ai de unde să știi chestia asta, el nu are de unde să știe că tu ai avut o zi proastă sau că ție nu-ți merge ceva sau că tu ești bolnav și așa că chestia asta de a fi politicoși, de a fi respectoși cu cei din jurul nostru ar trebui să redevină la modă, să-i spun. Un alt lucru este un sărut. Nu de la oricine așa, un sărut primit așa spontan, fără să-l cer eu, hai pupă-mă, fără să zic, dar nu mă pupi, fără să stau să mă uit așa, pur și simplu să primesc un sărut așa, fără motiv. Oh, o baie fierbinte și în special în sezonul ăsta. Un duș sau o baie fierbinte, nu am neapărat o preferință. Dacă n-am timp de baie și dușul merge, un duș fierbinte este the best of the best, cea mai bună metodă de a începe ziua și de a o încheia. Cel mai bun lucru pentru mine, cel mai relaxant, cel mai plăcut. Nu am pretenții să aibă nu știu ce arome, să am nu știu ce spumă, să aibă nu știu ce bombe puse în apă. Nu, pur și simplu să fie apa fierbinte, dar fierbinte așa, cum îmi place mie, aproape insuportabilă pentru unii. Un alt lucru mic care mă face fericită sunt măștile de față și asta pentru că eu am crescut într-un mediu în care să ai grijă de tine era un sacrilegiu și mai ales dacă îți puneai mască pe față, aveai toate șansele să îmbătrânești. Nici nu vreau să vă zic ce a fost prima dată când mi-am pus o mască pe față și m-a aflat mama și wow, așa. Dar chestia asta de a avea grijă de tine era un sacrilegiu absolut imposibil de suportat de societate, iar măștile în mod special sau tratamentele pentru față sau chestiile astea erau considerate chestii doar pentru persoanele foarte bogate care își permiteau așa ceva. Noi ăștia de rând nu ar fi trebuit să avem acces la așa ceva. Și de-aia treptat am început să intru pe partea asta de îngrijire, de make-up, de cosmetică și să învăț mai multe despre ele și îmi face plăcere o mască, să-mi aplic o mască pur și simplu și să stau acolo 10 minute cu ea pe față. Un alt lucru care nu e minor chiar deloc este atunci când dai cu lacul de unghii pe lângă unghie. Și rămâne tot lacul, rămâne perfect în interiorul unghiei. Da, știu că mai pot să vii, să mai corectez, să mai nu știu ce, dar niciodată nu arată bine. Cel puțin eu când corectez unghiile niciodată nu. Parcă stric toată manicura. Deci când iese manicura așa din prima, fără să dau pe din afară, e the best of the best. Da, cam astea au fost cele 15 lucruri mici care pe mine mă fac fericită. Sper să vă placă. Aș vrea să-mi spuneți și voi în comentarii măcar 3 lucruri mici care vă fac și pe voi fericite într-o zi obișnuită. Și acum, cine aș vrea eu să facă tagul ăsta? Păi mi-ar place să facă Bianca Cosmetic Lover, Helga, de pe canalul Helga in the World, Larisa, dacă are timp, că ea acum e cu bebelușul și, mă rog, încă doi copii destul de greu, dar dacă are timp să facă și Larisa, clipul ăsta mi-a place să o văd și pe Larisa, pe Janina, de pe Janina Italian Style. Și mai sunt o grămadă de fete. Nu știu, vi le las în bara cu descrieri. Vă las lista cu toate fetele. Poate ele nu se uită la clipul meu. Mergeți și lăsați-le un mesaj și spuneți-le că le rog să facă clipul ăsta. Și chiar mi-ar place să-l facă cât mai multă lume, ca să ne trezim așa, să ne dăm seama că, de fapt, fericirea constă în lucruri mici, nu neapărat în chestii wow, mari. Cam atât pentru astăzi. V-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao!